anul și sper, Doamne, și toată lumea vă pot dorin, să știe, dorin, zidarul zidește și dorește tic-taca Barcerom. Așa. Deci am ajuns care am terminat rezervele de NES. Am terminat rezervele de nervi. Deci m-a făcut bebițul cu capul. Am alergat, de mi-a ieșit oasele punoase. La domnul Ianțu, am fost la domnul Bănic. L-am căutat pe Cabral de... Bă, nene, și ăsta a intrat într-o negură de nu-l găsesc, înțelegi? Ca să-i trimit toate filmele, să-i dovedesc eu lui bebiță, care e treaba cu măsa, cu tasul, cu... Bă, așa. Mă zbetesc, îi trimit toate filmele și uite ce înțelege el. Dorinii, mă auzi? Măi, Dorine, deci eu nu mai am niciun respect nici pentru tine, nici pentru domnul Ianțu acum, că nu știu ce ați făcut voi, că eu am zis ieri că am respect pentru voi, dar nu mai am niciun respect acum. Păi nu știu ce ați vorbit voi cu domnul Bănică, că mi-e inconveniat să fii tata și era foarte bine așa și să lămuri lucrurile, dar voi ați vorbit acolo, că voi sunteți și la București, că eu sunt la ea și n-am cum să rezolv lucrurile de aici, dar ce ați vorbit voi, a zis el pe video, cu babana lui Manole... Ce cânta el acolo? Deci, că doar nu-s nebun acum la de cap să vin la București, să mă mut, să fac bagajele, să ajung la tata, la domn Bănic și să stau așa pe pat, ce mai faci tata? E, ce o bine pe aici, tu ce faci? E, nu, mă duc dracului la Iași înapoi. Că normal că eu stau aici și-mi văd de treburile mele, dar măcar să știu și adevărul, să știu că copil tată care ești. Și nu știu ce ați vorbit voi acolo, nu putea să fii mai bine ca să mă lămurești eu pe interior, să fii tăcătă, tăcătă, cu Nela lu Bebițu, tăcătă, tăcătă, și era un lucru și știam și adevărul, care ăsta e adevărul, eu cred că. Dar bun, nu contează, bun, hai că nici bănică nu-i tata, că m-ai făcut de cap. Dar zi-mi cu scrisoarea ca să ne întoarcem de că, ce-am la început. Că scrisoarea cum am aici, scrisoarea zice clar, eu sunt Nela El Dorin. Fericiți noi vrem să fim fix ca la băile Felix 1995, adică voi ați fost fericiți la băile Felix, adică ceva s-a întâmplat acolo. Și adică v-ați promis voi că toată viața o să mai fiți așa fericiți ca acolo. Deci zic care-i treaba cu scrisoarea și ce fericire ai fost tu cu mama. Na? Și că mare păcat că domn Bănică nu-i tata, că eu chiar aveam ce vorbi cu omul ăsta, că e om, dar hai că-ți trimit acum. Mi-a dat și acum marți. Deci, bă, bebițu, e ultima oară când mai intru în live cu tine. Eu nu sunt omul care să, știi, eu am respect pentru, deci mie îmi place femeia să fie femeie, bine, cum e ea cu formele ei, cum are să aibă de toate pe ea, adică să fie pârguincioasă, să fie rubenie, știi, cum e o femeie cum trebuiește, înțelegi? Și am avut și eu în tinerețe iubirile mele care nu trebuie să știe toată lumea aici, înțelegi? Și era la băile Felix și o iubeam pe doamna asta care nu vreau eu să zic cine e, că e mare dita mai care nu o știe lumea și nu vreau eu să... Dar știi care-i treaba? Ca să vezi că iubirile mari nu se uită. A avut, deci este doamna, este salon și ți-a trimis direct un răspuns ca să știi și cu asta am încheiat. Haide, pa! Dragă, baby... Este adevărat că în 1995 am avut concert la Băile Felix și acolo l-am cunoscut pe Dorin. Și da, într-adevăr a fost un băiat atât de săritor și atât de priceput în toate. Astfel încât nici eu nu am putut să-l uit niciodată și nici el pe mine. Și sunt convinsă că acea poezie pentru Nela a făcut-o doar ca să mă facă pe mine geloasă. Dar nu a reușit. Bă, Dorini, dar adică ce am înțeles eu? Că doamna Ozana Babancea îi mama? Nu? Cu babana lui Manole, ciacatu, tacatu, dum, am avut vise la greu, ciacatu, ciacatu, dum. Se făcea că o zidisem, însă așa cum știu doar eu,
babana, 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 I'm crazy loving you. Băi, nene, deși am înțeles eu. Va urma? Chakat kut 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 babana chakat